Aproape îmi pulă gol. Ce faceți, băi și fete, iată-ne la un nou episod din FSP Pegamod. Astăzi avem să ne batem cu maestru drifturilor și anume Takumi Fujiwara. Înainte de toate, băi și fete, nu uitați să omorâți butonul ăla de like, deoarece orice like contează din partea fiecăruia. Iar dacă vom strânge peste 3000 de like-uri la acest episod, cu siguranță vom face cât mai multe, adică cât mai multe până terminăm jocul. Sunt cam răcit în momentul de față. Știu că mi-afectează într-un fel vocea, dar cred că mi-afectează și într-un fel țipătul, pentru că cred, am impresia că o să mă doară în gât dacă mai fac mult așa. Corvet beat, ce dracu faci? Aveți Instagramul meu în descriere, la fel și serverul de Discord. Și hai să facem ceea ce îmi convine mie cel mai mult, după ce facem chestiile mele preferate, și anume radarul. Pentru că radarele nu-s bune, dar e bun pentru acest joc. Nu știu ce, nu băgați de seamă ce spun eu aici. Mai avem două, și anume asta cu 290 de mile și... Hai că e bun și handling-ul de la Corvette, nu spun nu. Și mai am astea cu 245.000. Iar apoi mă ocup eu singur de cops și ne ducem direct. Mă simt puțin așa, nu știu, știi senzația asta când ești răcit și parcă n-ai chef decât să stai în pat și da, ați înțeles ideea. Bun, revenim imediat. Mamă, ce ostil pare. Da mă, dar înainte să-l întrecem pe dementul ăla, vreau să schimb și eu căcatul ăsta din spate, efectiv e urât cu draci. Ori să las stoc, ori să punem ceva mai, nu știu, mai frumușel. Uite, asta cum e? Na, pana mea, parcă l-aș lăsa fără. Lasă-l fără, frate, e frumos și fără. Și poate body kit-ul să-l schimb. Ar merge ceva mai chunky? Asta cum e? Ah, no bine, și poate, poate jantele aurii negre. Lucios, nu mai contează. Eu trebuie, Ricardo, fucking rubber band. Băi, din ce am văzut, stai să... Ce caută Pepe acolo, uite-l, doarme. Opa. Ia uite-l, mă. Mamă. Chiar că e cursă legendară asta. S-a terminat șmecheria, parcă-l vezi acum numai în drifturi merge. Ar fi ceva. Dar vreau să zic, am văzut că Little Nightmares 2 iese playable, adică cică s-ar fi, s-ar fi lansat, dar nu încă pe Steam. Pentru că pe Steam, din ce am văzut, va ieși pe 11 februarie, deci va trebui să mai așteptăm. Asta însemnând încă un episod de Resident Evil, care cu siguranță episodul va fi finalul, și încă un episod de pe Pega, sau nu, de fapt, mâine episod de Resident Evil, să zicem. Și după vine Little Nightmares, nu? Cam așa ar veni. Tot mai bine că terminăm seria de Resident Evil 7. Bine, nu știu dacă o terminăm per total, pentru că mai există content DLC-uri, dar asta rămâne și la alegerea voastră. Cu siguranță o să vreți, nu se pune problema, doar că o să o lăsăm mai moale și ne vom baza pe Little Nightmares 2. Bineînțeles, acum când va ieși. Pentru că sunt curios, sunt curios de ce se va întâmpla în jocul ăla. Și pare destul de interesant pentru că este și caracterul Six din primul joc. Bine, nu știu că ne feste și vorbim despre Little Nightmares 2, da. Na. E bine. M-a luat că am fost prost și n-am luat curba bine. Nu-i nimic. Până la urmă e rubber band. Nu pare așa. Wow, adversarul, mă așteptam la ceva mai bun. Ce asta? Toyota A86? Ceva de genul? Sper să nu greșesc. Corectați-mă. Sau afirmați-mi dacă e așa. Ok. Curbele vieții. Curbe. Parcă era mai bun pe handling, să spun, Nissan Skyline-ul. Dar am zis să mai schimbăm și mașinile. Nu putem să stăm mereu cu Skyline-ul acum. Ok. Ce? Până acum nu ne-a plăcut americanele? Și americanele sunt forță, băieții. Stați liniștiți. Depinde și cine le conduce. Cu siguranță nu eu. Yes! Mă doare gâtul când fac așa. Oh my god! Un drag race se rezolvă. Ricardo. Aha, Pog? No... No Pog! Bă, Takumi, cine te crezi, mă, tu? Să faci scheme cu căcat de-astea, rip. Da.
Și aici în dreapta, aici în stânga. Nu, POG! Nu, POG! Nu, POG! Se presupune că ar trebui să dau downshift. Doar se presupune. Ok, nu știu ce am făcut acolo. POG! Se presupune. Stai, stop! Have a time! Yes! Am avut un timp bun! Băieți! Downshift! Unde am downshift-ul? Downshift? Hai că merg subturat, mi se face și ca la mine la plămâni. Așa. No! Dar cum e, ce a făcut? Cred că a pierdut. Dacă eram ajungea până acum. Ah, suntem în regulă, e bine. Yes! Și ultimul fucking rubber band. Iar... merge și așa. Să vedem. Asta ajung deja vorba pe canalul meu. Da. Ce se beselua așa mașina aia? Bă, dar hai că am plecat, dacă e. Bă, mă așteptam să fie rivalul mai tare în sulă, dacă știi ce zic. Da. Da. Da, lasă. Bă, accelerează decent și corvetul. Decent. Decent, bine spus. Nu ok. Sunt și bine și ok. Bine curba. A? Dă-i nos. Bravo. M-a întrebat cineva ce înseamnă nos. Serios? Ieși de pe canalul ăsta. Să nu te mai văd în fața ochilor mei, chiar dacă... Asta a fost blestemele abonatului aceluia. Dar nu-i nimic. Pentru că am să explic. Nosul este Nitro. Nitro. Nos e o firmă de Nitro, dacă nu mă înșel. Dar cel mai cunoscut este sub denumirea de nos, protoxid de azot. Da, asta înseamnă nos. Ai fost la orele de chimie? Întreabă-l pe proful de chimie și are să spună, cred. Bă, de păcat că n-am făcut asta. În fine. Yes. Bă, dar am răcit, frate. Unde dracu am răcit? Că doar am ieșit puțin să mut mașina afară, aproape în curul gol. Bine, nu în curul gol. În tricou. Am ieșit câteva secunde în tricou. Unde fugi? Și m-am dus în mașină, ce mare sulă. Așa repede. Așa repede se presupune că am răcit. Serios, ce sistem imunitar de căcat? Scam! Vite kick de... Ce ăsta, mă? Cine te crezi? My man, Ryan Cooper. Aaaa, caracterul din FS Pro Street, nu? Nissan 240SX. Totaling in Nevada. Da, FS Pro Street. Mamă, reclamă la Castrol. Oh, da! Mă bat cu acest caracter! Ce era, mă, la M3 GTR? Mai mult, mă, din... intro-ul ăsta. Mamă, ce se duce Camaro SS! N-am jucat în viața mea Pro Street. Pare interesant. Mă, sigur e Pro Street sau sunt eu prost? O, ăsta nervos pe viață. Ce vrei să demonstrezi, mă? Că-ți cumperi alte anvelope sau ce? Ratat infect. What the fuck? La ce mă uit? Nici n-are respect, frate, Ryan Cooper. Ia uite-mă. Elu, ce-ați făcut, prieten? Am fugiat. Pa. Să te duci, dracu. Asta nici nu-și dă casca jos. N-are niciun stres. Yeeey! Ok, frate, am înțeles! Mersi. Radare! Samir? Samir? Samir, you broke the car! Samir? Samir, you broke the car! Yes! Cuc. Hai să ne batem cu Ryan Cooper! Circuit, spin circuit! Bun. Opa. Vine cu motorul de Lambo. Wow! Îți dai seama ce a făcut?
Wow, doi! S-a despawnat, s-a spawnat mașina aia de polis. Mamă, ia uite-ne pe noi, ce hotărâți. Cum dracu ne mulcăm acolo? Coc! Mi-e somn, m-a luat și oboseala. Doamne, ia dracu de răceală, mă duc direct la farmacia după și mi-au augmentin. Ce pula mea fac, ce fup, ce? Augmentin mă cheamă. Ok, ok, ok. Deja încep să fac ca pe Pega. Ok, ok, ok. Da, gata, concentrare. Nici concentration nu mai pot. Bă, nu mai am chef. Bă! Mamă, și mâine am examen? Cred că mâine am. Hă? Da. Mâine e 10, nu? Da. E sesiune. Hai să-mi bag pula. Hai, lasă că trecem și cu brio. De sesiune. Și de sesiunea asta, nu e de parcă e prima. Sper doar să mai am necesitatea și speranța și puterea de a mai învăța ceva. După ce termin cu videoclipul și tot seara. Ok. Ok. Sunt 3 leapuri. Leapurile astea sunt adesea revoltătoare. Nici n-am putut să mă bucur de ea, din păcate. Putu-te în gură de caracter ce ești NPC nenorocit care mă deruți. Tu mergi în ultima secundă, e bine pentru tine, dar eu ca om nu pot să percep. Ratat infect ce ești. Să mă cac pe tine cu stropi galbeni. Hai bă că-l ajungem, dă-l în penis. Unde crezi să te îndepărtezi, prietene? Stai că vine curietul. Curbe, 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 curbe. Normal că câștigi la acceleration. Hai de curve. A, ce ai făcut, a? Nu prea etic. Ceva nu prea etic. Nicio. Ok, sunt aproape. Nu contează, e lap 2. Putem oricând să câștigăm, cred. Și doar să nu mai mă răstorn pe aici, te rog frumos, jocule. Bravo, mă! Și ce mă fac eu acum? Ah, du-te, dracu de prost. Doamne! Îmi sare mașina, zici că o să-i bălângăne. Hai bă că gata, v-am spus, aveți încredere în mine, sunt pe primul loc acum. Wow, 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 cum dracu ar trebui să o iau pe acolo? Hai ca să merg că eu nu o iau, haha. De ce-mi vine chestia asta? Au, soare! Cineva să stingă soarele, firal, dracu! Deja delirez. No! Ok, hai să nu pierdem așa pe ultima 100 de metri, zic. Și am câștigat! A doua oară când cazi pe videoclip. Ce se întâmplă? M-au luat răcelile. Rău. Vreau să dorm. Deși am dormit aseară sau n-am dormit. Nu mai știu ce am făcut. E grav dacă nu știu ce am mai făcut aseară. Ală! Ia! Ce a făcut mă să teleportation? Păi îți bagi joc de mine. Chiar așa în fața abonaților. Pe hackereală. Nu frâna în curbă, nu frâna în curbă. Ce ți-am spus, Eugene? Acum vorbesc cu mine. E stagiul al treilea de nebunie. Știi? S-a lovit puțin ceva de sub ea. Cred că baia o dă ulei, dar nici aia nu mai are. Am dat puțin jocul mai tare. De fapt, cred că e destul de tare față de ultimul episod în care am uitat jocul pe foarte încet. Da, eu zic că e bine. Cum se poate să fiu așa concentrat când duc așa lipsă de concentrare? Ați înțeles ceva? Nu. Cred că e muscle memory, din nou, acționează. Cred că... Nu știu, câteodată fac unele lucruri mai bine când nu sunt concentrat pe joc. Când sunt la modul aia... Hai să termin mai repede.
Eu sunt fix pe invers cum ar veni. Da, ce pot spune? Sunt o persoană ciudată. Un homo sapiens ciudat. Ah! Am auzit despre tine. Dă-te recu, tu cedează trecerea. Cine are nevoie de așa ceva? Yeah! Oh! N-am putut morții, mătii de mașină infectă, cine te-a pus în drum cu jocul mătii și rasa mătii de camionetă ce erai? Nu și tu futu-ți morții, mătii, a doua oară, dă-te dracu să te bată zlobuz pe tavă. Ce zic, mă? Haide, mă, jocule, te pot ierta. Te pot ierta dacă mă ierti și tu pe mine în continuare. No! Câte bă mașini că m-am căcat pe ele! Bravo, mă, joc! Mersi, jocule, ești de partea mea. Aoleu, bine, de partea mea, dă-l în pula mea că deja mă enervează la fazele astea. Prea să crede el șmecher. Și ultimul circuit. Dar ar domnul să câștig. E pe reverse. Bravo, mă, foarte inspirațional, ce pot spune. Gas, 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 step on the gas. Da. O la 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 la. De ce m-a dat la 5 metri de departare în pula mea de joc? Ce javretă. Ce Da, iar locul ăsta pe care îl țin minte că a fost opacoste. Ce bullshit. It's a fucking bullshit. Îl mai ajung eu, mă, pe ăla. Îl ajung pe dracu să ia la pulivar. Îl mai ajung. Se duce torpile, omul meu, n-are niciun stres. Ce dracu să-l ajungi, mă, tu, bă, tu vezi cum se duce? Opa! Opa! Ce fug, mă, asta? What the fuck? Ce dracu are, bă? Păi, e beat jocul ăsta? Cred că e beat. Al dracu să fiu. N-ai, tu, nu se mai mișcă de acolo. A, bă, da. Well, ce pot să spun? Mulțumesc. N-ai pentru ce. Du-te, frate, acum. Reclamă la Kinder. Na, suntem on regulă. Curbe. Mai multe curbe. No! Ce-i bullshit-ul ăsta? Not fair play. Ok, vine curba aia nenorocită. Dar eu am luat-o pe aici. Mai bine că am luat-o, sincer. Mai bine că am mers. Yes. Nu aveam chef de sărituri anoste. Sincer. Vine curba asta inspirațională. Stai că mă ajunge. Bă, nu-i corect. Bun. Și acum du-te, du-te, tată, du-te. Split time. Da. Sure. Nu. Ia spatele meu, uite-l, văd în oglindă. Nu. Nu e ok, fix me. Ok, acum e ok. Și acum e ok. Și acum e ok. eBay. Da. Și ce pula mea. Nu știe cine e Kuro. Interesant. Kuro. Please Kuro. Please Kuro. 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 Okay, now you've got a broken wing too. Kuro. What do you mean? Kuro, not again. Not again, mate. Mate, for sure he's doing it. Oh my god. Mate, come on! He can still complete a lap, but where is he on track right now? Ok, bro, da, am înțeles, lasă-o moartă. Păi,
Da, băi și fete, cam asta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare noi episoade din FSP pe Gamon, nu uitați să omorâți butonul ăla de like, deoarece orice like contează din partea fiecăruia. Iar dacă vă strânge peste 3000 de like-uri, cu siguranță vom mai face noi episoade. Până data viitoare, nu uitați că aveți Instagram-ul meu în descriere, la fel și serverul de Discord. Eu am fost Eugene, toate cele bune, bye bye.